Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitata noastră e cineasta Adina Pintilie, câștigătoarea Ursului de Aur la Berlin în 2018. Îți mulțumesc, dragă Adina, că ai venit cu ursul. Te-am rugat să vii cu ursul. Nu e un urs ușor de plimbat, e un urs greu și frumos. Câte kilograme are? Nu știu, cred că sunt 5 kilograme, oricum. E greu și la propriu și la figurat. Da. Cântărește greu. Așa că, Adina Pintilie, te afli în anul ursului, la 38 de ani, câștigi un premiu important. Nu ne-am așteptat să vină el. Făptura chiar magică. Chiar el, urs. Cum l-ai botezat? Nu i-am dat un nume. Încă nu? Să-l botezăm acum. Da, Adina Pintilie botezându-și ursul. Ori Gustav, ori... Da, un nume românesc Carl, nu ai găsit. Nu, eu înțeleg acolo că ai suntem. Făcut un film german, dar acolo măcar sunt. Numele ursului să fie românesc. Cred că e un film care are foarte multe naționalități. Așa ea spune, Gustav, asta ar fi... De ce? De la ce vine Gustav? Carl Gustav Jung, pe care îl iubesc foarte tare, mai așa. E și Sigmund Freud. Sigmund ar fi fost o variantă. Crezi în Gustav. Freud? Ah, e o întreagă dezbatere pe tema asta. Da sau nu? Nu pot să dau răspunsuri. Sau Gustav? Gustav. Te-am întâlnit odată după ce ai luat ursul și mi s-a părut că erai complet năucă, nedormită. Am muncit foarte mult, a fost un ritm absolut nebun înainte de Berlinale. Am avut doar o lună de zile ca să facem sunetul unui film pe care altfel îl facem 4 luni. Da, atunci am terminat film. Montajul, atunci l-am trimis, atunci am primit invitația, vestea asta supra-realistă că suntem selectați în competiție și am început, știam cu toții, adică prima reacție a fost... Imediat după bucurie a fost cum reușim noi să avem filmul într-o formă prezentabilă gata pentru Berlin. A fost cumplit, am lucrat în 2 schimburi, zile de câte 18-20 de ore, zile în care n-am dormit deloc. Și încă n-ai recuperat. Am căzut imediat după noaptea premierei, era prima noapte de febră, o gripă care a durat 2 săptămâni și jumătate din echipă a luat-o. Am căzut cu toții de extenuare. Cred că sistemul imunitar a fost era la pământ. Prăbușit. A fost așa incredibil ce s-a întâmplat. Și după ce ai luat ursul, ai văzut și tu comentarii în care ai fost făcută în toate felurile, ca să zic așa. Fără nicio bază. De fără altfel... baza vederii filmului. Acum exact. Nu-i vorbă că filmul, după ce va fi văzut, o să schimbe complet percepția asupra ta. Dimpotrivă, poate o să o deformeze în plus. Sigur că da. Dar, apropo de comentarii, mi-am și notat niște întrebări, mai mult sau mai puțin stupide, din media digitală. Mm. E rudă cu Pintilie? Spirituală, poate. De familie nu știu încă. Știu că se trage și Pintilie din aceeași zonă din care din provine familia mea. Bunica din partea tatei vine din Basarabia. Ah, deci poate sunteți rude fără e să știți. E posibil fără să știm, dar altfel nu. Și am avut așa și destul de multe istorie apropo de suspiciunea asta de înrudire cu Lucian Pintilie. Când am intrat la un ATC, foarte multă lume m-a suspectat că am intrat pe pile. Ori dimpotrivă, când am dat prima dată examenul, Pintilie nu era foarte iubit atunci. Asta era în ce an? În un ATC. În 2000... În 2002. Nu era iubit? N-ar fi fost un atu să fii rudă cu Pintilie. La capitolul întrebări stupide, ai avut vreodată vreo afecțiune psihică? O, Doamne! A întrebat cineva așa ceva? Da. Ideea este, ai fost vreodată într-un așezământ psihiatric în afară de în calitate în care de regizoare? Pentru că ai un film excepțional, rămâne filmul meu preferat de departe. Nu te supăra, dar. Pe care l-ai făcut la 27 de ani și se chema Nu te supăra, dar. Nu te supăra, dar către cel care m-a întrebat. Deci n-ai avut probleme psihiatrice? Cu tratament, nu. Dar sunt, cum zic, noțiunea asta de normalitate e foarte, foarte volatilă. În fond, tu pledezi că a fi diferit e ceva dificil, exact, frumos adică ce e, și ce tolerabil. Afecțiune? Ai ținut vreodată sau ții acum de vreo minoritate sexuală? Până acum n-am ținut de nicio minoritate sexuală. Cred că problema asta a genurilor, genul e foarte fluid din punctul meu de vedere. Fiecare dintre noi are o dimensiune și are diverse grade de masculinitate și de feminitate în personalitate. Deci trebuie înțeles din acest răspuns alambicat că ai și tu limitele tale. Sau nu și... am limitele mele. Sau mi le explorez. Cu tot procesul ăsta de cercetare pentru nu mă atinge, m-am întâlnit foarte multe, foarte mulți oameni. Pot exista foarte multe tipuri de atracție, de conexiune la care nu te aștepți. Bineînțeles. Apropo și de nu mă atinge-mă.
filmul ăsta despre ce va vorbi. Altă variantă de titlu nu ai? E un joc de cuvinte, de fapt, nu mă atinge. Da. Mă, e o imposibilitate gramaticală și conține contradicția asta între nevoia de intimitate și frica de apropiere. Filmul nu este confortabil pentru toată lumea. Va rula pe piața din România de la ce vârstă în sus? E o discuție întreagă dacă va fi de la 16 ani în plus sau 18. Când o să ruleze în România? În orice caz, după TIFF, ori la începutul verii, ori în septembrie. Când te felicită lumea pentru premiu, ai un gust amar, de mai ce? Ales în momentele în care n-au văzut filmul, pentru că ce e important acolo este filmul. Pentru mine mai important decât filmul, care are multe lucruri excepționale, strict cinematografic vorbind, mi se pare traseul tău, lungul drum al Adinei Pintilie spre urs. Să încercăm să reiterăm filmele pe care le-ai făcut, nu sunt atât de multe. Cei care te privesc și care nu ți-au văzut scurtmetrajele o să înțeleagă care a fost zona ta de preocupări. Primul e în 2005. Aveai 25 de ani și ai făcut Neapintea Model. Despre un domn care foarte mulți ani din viața a fost model la arte plastice pentru lucrări. Și care are propria lui viziune asupra istoriei artei. Deși e un om cu 4 clase. Nu cu 4 clase, dar e foarte interesant. E un personaj. Mai trăiește? Nu mai trăiește. Ai descoperit personajul unde? Cum vin ei la tine? Toți ciudații ăștia care umblă prin filmele tale. Conversații și cred că ce caut când întâlnesc pe cineva, caut miezul emoțional. Încerc să-mi dau seama ce e important, ce e esențial pentru omul respectiv. Firul roșu. Ce îl motivează existențial vorbind? Și pornind de acolo, clădim mai departe. Pornisem cu o idee conceptuală de a face un documentar despre ideea de frumusețe, care m-a preocupat întotdeauna și îmi doream să lucrez cu mai multe modele și să arăt că frumusețea poate să existe și dincolo de normă, în feluri cu totul surprinzătoare. Și norma însă se schimbă de-a lungul anilor. Noțiunea de frumos e foarte relativă. Așa ca și noțiunea de normalitate. Cu el a fost așa o conexiune. Deci ai o răbdare infinită. Te duci, bazi la ușă. Destul de multă răbdare și încăpățânare. Și ai descoperit un personaj ciudat, generos, ușor mitoman. Cu o poezie extraordinară. Cu o poezie. Asta mi-a plăcut cel mai mult la el, faptul că nu conta dacă minte, dacă spune adevărul, asta chiar nu conta. Conta felul în care și-a construit mitologia asta interioară. Da. A fost primul tău film. L-ai arătat familiei? L-am arătat familiei. Ce a spus mama? Mama tot aștepta, cred, să termin facultatea și să mă apuc de o meserie serioasă. A considerat, cred, multă vreme că e un fel de moft. M-a susținut tot timpul, dar a considerat că n-a privit așa ca pe ceva ce, într-adevăr, o să mi se întâmple în viață pe termen lung. Și acum e așa și pentru ea e o permanentă surpriză că pot să fac meseria asta și că există de fapt meseria asta și că poți să și trăiești din ea, că am reușit cât de cât să trăiesc la limită. Cu greu reușesc să merg mai departe și să pot să lucrez și să mă dezvolt cu minimul necesar. Aveai 25 de ani, erai studentă la institut. La ce clasă erai? Clasa lui Radu Gabrea și Copel Moscu. Niște oameni foarte deschiși și care ne-au insuflat o dragoste pentru cinema enormă. Asta cred că a fost cel mai important pentru mine, că mi-au dat o libertate totală. Și se uitau la proiectele pe care le propuneam și spuneau, știi că faci o tâmpenie, dar fă-o și o să vezi că am dreptate. Și atunci făceam tâmpenile cu pricina și aveau franchețea asta, onestitatea asta, să admită că nu erau tâmpenii. Era în ce an când ai făcut filmul? Anul 2, anul în care făceam documentar la un ATC. Bun. Al doilea film, în 2006, aveai 26 de ani. În 2006 era Frica domnului G. Exact. E vorba despre un tânăr pe care imaginea din oglindă începe să nu-l mai asculte. Domnul G e personajul corporatistului care visează un drum să scape, să plece. Cam despre asta e filmul. E vorba de o criză existențială. De fapt, e vorba despre alienare. E vorba despre un om care trăiește o altă viață decât cea... Trăiești viața pe care nu-ți dorești să o trăiești, exact, de fapt. Și privind în jur, nu ai impresia că multă lume viața altora? Foarte multă lume. Și asta este iarăși o temă care revine în filmele pe care le-am făcut. Tu trăiești viața ta, asta e bine. Eu, bravo. Da. Eu încerc, tu și ursul. Eu încerc să o trăiesc. Apropo de asta, sper, oricât de mult te-ai schimba, să rămâi tu. Pentru că îmi povestea cineva de altcineva care a luat un premiu important și spunea,
după ce a luat premiul ăsta, nu s-a mai putut sta de vorbă cu el. Adevărul e că seama? Ce povară? E o reacție de autoapărare. Ursul vine cu o avalanșă. Am trecut și noi prin asta acum la Berlin. Cumva n-am mai fost în controlul propriilor dorințe, impulsuri. A fost întotdeauna un grup de oameni, publiciștii, coproducătorii, festivalul. Și atunci ești luat așa de un val, altfel un val de afecțiune. Pentru că am simțit că ne-a primit Berlinul cu o afecțiune extraordinară. Cronici, și ne-a luat pe sus. Au fost și cronici bune, entuziaste, au fost și cronici călduțe, așa și așa, au fost și cronici hotărât negative. Au fost, dar sigur. Nu asta contează, e normal. Dar cred că poți fi atât de copleșit încât simți nevoia la un moment dat să începi să pui limite. Sunt da? Aceeași persoană într-o permanentă căutare, nu simt că m-a schimbat ursul într-un asta fel. E bine, deci ursul nu te-a schimbat. Gustav practic, nu te-a schimbat. Gustav nu. Crezi că o să ajungi vreodată să urăști ursul ăsta? Nu cred. Să sperăm. Nu cred. Va deveni un animal totemic, așa. Un animal spiritual. Pentru tine. În drumul nostru, da. Îmi dau seama că poate fi copleșitor, cel puțin pentru o perioadă, până când te acomodezi cu noua... există așa, timpul se împarte acum înainte, de timpul urs? Înainte de urs și după urs. Și după urs. Ce temperament ai, dacă ar fi să-ți descrii propriul temperament? Introvertită? Am momente în care sunt introvertită și momente în care sunt de o extrovertire. Da? Ți-ai dat vreodată drumul la voce? Ai urlat pe vreun platou? Sigur că da. Da? De atâtea ori. Deci frica domnului G, frica Adinei Pintilie? Frica mea cea mai mare, cred că sunt două. Una groaznică, viscerală, irațională, este de a pierde ființele pe care le iubesc. Asta mi se pare cel mai cumplit lucru care se poate întâmpla. Și o altă frică ar fi să mor. Am o relație foarte dificilă cu moartea. E ceva ce încă nu pot să accept. Să mor înainte să apuc să trăiesc și să mă dezvolt și să fac toate lucrurile pe care îmi doresc să le fac. O să e clar că de la alienare și nebunie, sex, până la urmă o să ajungi la moarte. La un moment dat, tema ta de vârf o să fie moartea. O să fie moartea și o să fie probabil relația asta foarte complicată cu timpul. Are Eugen Ionescu un eseu în care pe câteva pagini descrie feluri de a muri. Cu tare a traversat strada, l-a izbit o mașină, a murit. Altul s-a așezat la masă, mânca, a murit. Altul, după o lungă suferință de nu știu câți ani, a murit. Mă gândesc că tu te-ai putea apropia cu aparatul de filmat și să filmezi ultima suflare a unor oameni. Sau ți se pare morbid? Nu mi se pare morbid. Moartea e un ritual de trecere esențial. Cred că e ceva cu care va trebui să lucrez la un moment dat în, deci, în proiect. Măcar știm ce temă urmează. Sau și bătrânețea, iarăși, felul în care timpul lucrează asupra corpului și asupra relațiilor intime, iarăși este un subiect care mă interesează foarte mult și care deja da. În proiectul următor va veni. Și de asta ai și obsesia asta cu timpul, cu clipa. Da, câte ore pe noapte dormi? Am o relație foarte dificilă cu timpul, nu e niciodată suficient. Câte ore dormi? Dorm destul de puțin, din păcate, dorm 5-6 ore. Iar ce ai spus cu frica de a pierde oameni pe care îi iubești, asta e însăși definiția vieții. Inevitabil pierdem oameni pe care îi iubim. Și acum, coborând din metafizică în Mazilu, te întreb de pildă la omul pe care îl iubești și cu care ești. Ți-ar fi mai groază să-l pierzi, să zicem, Doamne ferește, într-un accident, printr-o moarte bruscă? Sau l-ai pierde pentru că s-ar îndrăgosti de altcineva și ar pleca și ar fi fericit? Ambele da? Tipuri de pierdere sunt o formă de moarte. Din punctul meu de vedere. Faptul că dispare din viața ta, că practic treci de la o stare de ființă, există în viața ta, e central da. Pentru viața ta și apoi nu mai există. Deci faptul că s-ar muta cu un etaj mai jos sau s-ar muta pe lumea cealaltă, pentru tine e același lucru. Sigur că nu e același lucru. Deci, frica ta de moarte înainte de a spune ceva te face să arzi lumânarea la ambele capete, te face să lucrezi demențial și să nu știi să pierzi timpul. Nu, am o dificultate în a sta pur și simplu fără să fac nimic. Sau să mergi la petreceri. Petrecerile sunt o parte din munca mea, o parte din cercetare. Adică prospecții. Fac prospecții. Au toate un scop. Iar la 27 de ani ai făcut Nu te supăra, dar. E un film despre ce spune Sfântul Augustin. Iubește și fă ce vrei. Ăsta e motoul filmului. Ăsta e motoul filmului. E un film despre câțiva oameni care au o poezie extraordinară și au, din nou, același subiect revine. Felul ăsta în care ne creăm o
mitologie personală și un sens. Adina Pintilie, la 27 de ani, a aflat că există undeva în județul Mureș un spital de psihiatrie. De psihiatrie, într-un sat numit Călugăreni, și te-ai dus acolo și ai filmat viața, viața. Nu putem spune bolnav, că n-ai să fii de acord cu termenul. Ai filmat oameni plini de poezie, de fantezie, de umor. Și care pot aduce ploaia, care sunt capabili de miracole. Și sunt discuții filozofice dintre oamenii din acel așezământ. Cei doi care discută despre ploaie nu se cunoșteau, i-am cunoscut separat și am înțeles că fiecare dintre ei are o relație foarte personală cu divinitatea. Fiind internați în același spital. Locuind în același spital. Nu se cunoșteau și tu i-ai întâlnit? Da, am simțit că poate să se nască un dialog. Le-am făcut cunoștință și a început atașat-o la valieră? Le-am atașat-o la valieră, am făcut mai multe. I-am urmărit. Ei știau că sunt înregistrați? Știau și și-au dorit foarte mult să participe. Sigur, și acolo am avut dezbaterea asta că persoanele cu o dizabilitate mentală nu pot să fie de acord pentru să participe într-un proiect, pentru că nu. Dar și asta, problema discernământului e foarte relativă. Eu cred că fiecare trebuie să aibă dreptul să poată să participe și să se exprime așa cum dorește. Și ai reușit să găsești un sens poveștii. N-a fost clar de la început, dar s-a conturat pe parcurs. A fost un moment de grație. Nu te supăra, a fost... Nu te supăra, dar a fost un moment deosebit. Până și elementele naturale veneau, participau, da, vă ajutau. Exact. Da. Aveam nevoie de ploaie, n-am avut decât foarte puține zile de filmare. Am avut nevoie de ploaie, a venit ploaia. Totul s-a întâmplat așa cum am avut nevoie. Terminase și facultatea? În ultimul an de facultate și e un film pe care l-am făcut într-un workshop pe care îl recomand cu căldură pentru că există în continuare, workshopul Aristoteles de film documentar. Celelalte două filme, Balastiera? E o etapă următoare din drumul domnului G. Așa mi-am imaginat, un domn G care se rupe de viața lui, viața pe care nu și-o dorește, pornește într-o căutare, se izolează undeva într-o baracă, pusnic, pe un șantier părăsit și în viața lui apare un înger. Și relația asta cu îngerul îl schimbă, îl transformă, îl face să meargă mai departe, pentru că nici etapa asta nu e o soluție pentru el. Tu ai îngerul tău? Sunt convinsă că există niște îngeri care ne protejează. Nu sunt o persoană religioasă, dar nici atee. Sunt agnostică. Cred că nu pot să am accesul la... Deocamdată nu pot să știu ce se întâmplă, dar simt uneori că lucrurile se întâmplă, că trebuie să se întâmple. Bun. Oxigen? Da, e un film istoric despre cazurile de fugă, de unul dintre multele cazuri de evadare din România în timpul lui Ceaușescu. Dintr-o Românie închisă, exact. În Not, pe Dunăre. Și a trebuit să găsesc, am rezonat foarte mult cu personajul în punctul ăsta, nevoia de eliberare. Eu am început să fac filme într-o perioadă în care exista obsesia asta a trecutului, în timp ce pe mine mă preocupa foarte mult viața mea de atunci și felul în care relaționăm. Toate lucrurile astea actuale, prezente și foarte personale și am fost foarte rezistentă la propunerea asta de a face un film despre trecut. Ai reușit să faci un film destul de alambicat pe subiectul ăsta, în fond destul de limpede. Da, nu e doar o descriere a unei etape istorice sau unui caz personal, are mai multe niveluri metafizice. Exact. Ai acolo un fragment de interviu cu o tovară a cărei familie a plecat în America și s-a întors și acum dădea interviu în epoca Ceaușescu spunând ce rău e acolo. Ce dezvrăjire, ce dezamăgire. Da. Și cum s-a întors. Și ai montat filmul în paralel cu... Cu încercarea asta eșuată de evadare. E un interviu pe care l-ai construit sau l-ai luat de la Sahia? E un interviu real din arhivă, din arhiva TVR. Am petrecut, cred că, 2 luni de zile cotrobăind în arhivele TVR. Am trecut acum pe lângă cabina unde am trecut prin peliculele vechi, prin casetele vechi. Pare halucinant. E fascinant. Și, pe urmă, la 33 de ani, ai mai făcut un scurtmetraj jurnal, dar care se vede cu ochiul liber că e deja un exercițiu pentru lungmetrajul care avea să vină. A fost parte din procesul de pregătire. Și în 2018, în film, vine primul tău lungmetraj, Touch Me Not, care la Berlin a luat premiul pentru cel mai bun film de debut și premiul Ursul de Aur pentru cel mai bun film al festivalului. Acum, sigur că totul e relativ, nu numai frumosul și urâtul. Sigur că cu un alt juriu poate n-ar fi luat nimica. Știi că s-a făcut un experiment, același festival cu 2 jurii diferite, palmaresul complet diferit. Sigur, am avut o mare, o
mare șansă și deja simt că are un impact foarte pozitiv asupra filmului și felul în care filmul acum circulă datorează foarte mult validării pe care a primit-o de la Berlin. Și e foarte importantă susținere pentru tipul ăsta de film care nu o să aibă și n-a avut o viață ușoară. Ne-a luat foarte mult timp și foarte mult efort să-l facem. 7 ani. 7 ani. 7 ani ai făcut această cercetare cinematografică, eu îi spun eseu, în care tu apar ca personaj, ai tot figura asta, uite, când te văd acum, apar că văd filmul. Am venit din film. Fie vorba între noi, suporți o părere. Filmul, dacă are un punct nevralgic, cred că e chiar apariția ta. Adică așezi tot într-un cadru convențional. Cred că nu exista o altă opțiune. Din punctul meu de vedere, a fost nevoie să fiu acolo pentru că eu am pornit toată cercetarea. Camera și eu suntem martori ai unei lumi și o punte de comunicare între lumea respectivă și privitor. Bun, spune-mi, ca regizoare, când ai văzut materialul și când te-ai montat? Foarte inconfortabil, e foarte greu să lucrez cu tine ca material. E ceva ce nu mi-am dorit eu să fac. E ceva care a reieșit din necesitatea procesului. Filmul nu este o ficțiune în care să intri, să te scufunzi, să te identifici cu personajele. A fost foarte important să amintesc permanent că ce vedem este o realitate autentică a unor oameni și ce e important pentru mine în film e adevărul pe care am reușit să-l transmit. Tocmai scenariul tău inițial, cred că avea câteva pagini, pentru că practic scenariul descoperi pe traseu. Scenariul era mai degrabă o proiecție, exista mai mult în imaginație. A funcționat ca un punct de pornire mai degrabă. Și aici, ca o paranteză, care e părerea ta în privința selecției scenariilor care să aibă acces la banii CNC-ului? Am fost respinși la prima sesiune. Asta depinde de juriu. Un juriu ne-a respins, un alt juriu după 2 ani de zile ne-a dat primul loc. Pentru că ideea asta că niște scenarii cu numele lipite, toți știm povestea, cine ce scrie, adică este o aberant, ipocrizie. E o ipocrizie să consider că pot să păstrezi secretul apropo de dosarul care aplică. Filmul nu e doar scenariu, nu e doar un dosar, o bucată de hârtie. Și un proiect complex. E un proiect cu oamenii din spatele lui, cred că trebuie să le se ofere șansa să stea de vorbă cu juriu, să explice punctul de vedere. Și contează tot ce ai făcut înainte, la sute de oameni. În cei 7 ani ți s-a întâmplat să nu mai ai bani din ce să trăiești? Sigur că da. Pentru că meseria pe care mi-am ales-o nu mi oferă niciun fel de certitudine. Banii vin sau nu vin, vin pe o perioadă scurtă, o perioadă lungi, tot depins de finanțări, tot timpul e un sistem competitiv, aplici pentru finanțări în competiție cu foarte mulți alții și e foarte posibil și să nu iei. Și când ai simțit în ăștia 7 ani cât ai muncit ca să adun fonduri și am înțeles că încă mai ai încă o gaură mai în avem buget. O gaură mare în buget, dar eu sper să încheiem bugetul onorabil, să fim pe zero, să nu avem minus când tragem linia și facem auditul final, asta este tot deci ce-mi doresc. Diferențiază pe tine de un coleg de generație care renunță. Tenacitatea asta maladivă? Nu știu dacă e maladivă, iarăși maladivă e o etichetă, am așa o rezistență teribilă. Dar a contat foarte mult faptul că am perseverat, într-adevăr. Și ajungi într-un punct în care nu mai ai nici măcar cale de întors. Chiar dacă au fost momente foarte dificile în care am crezut că filmul nu o să se facă, n-aveam cum să abandonez corabia. Din cei 7 ani, după câți ani nu mai e cale de întors? În ultimii 3 ani n-am mai fost cale de întors. Nu pot să clachez. Adică, bine, clachez dacă aș fi murit sau m-ar fi călcat Doamne trenul ferește. Sau Doamne ferește. Deși și atunci mi-am creat un fel de rezervă, am lăsat Bianca, care este mâna mea dreaptă, producătorul filmului, Bianca Oana, ar fi reușit să-l ducă, cred, mai departe, ca așa regizoare? Cum mi-am dorit. Nu cu altcineva regizor, trebuia montat. Atât. Filmul exista, dar în material există un suflet și a durat foarte mult să găsesc sufletul ăla al materialului, în 250 de ore de material. Din care ai ales? Două ore. Da. Montajul, practic, câte zile, câți ani ți-a luat? Așa, de-a lungul a 3 ani, un an a fost doar montajul. Ce s-a întâmplat cu celelalte 248 de ore? Vor fi punctul de pornire sau de continuare a cercetării. Crezi că n-ai scos din ea tot ce se putea scoate? Sigur, nu. Sunt într-un proces cu un grup de oameni pe care trebuie să-l duc mai departe. Din nou intervine ideea asta de datorie pe care o ai față de colaboratorii tăi, care ți-au oferit foarte mult. Și Touch Me Not este doar o primă... Dar să fim lucizi, ai intrat într-o nișă. E adevărat că puțină lume are talentul până la urmă să intre într-o asemenea nișă. Totuși să te blochezi în nișa asta, asta e un mare pericol. Noțiunea de cercetare cred că e în contradicție cu ideea de nișă. Nu există nișă. Cred că e un univers atât de complex
complex zona asta, nu, a intimității. Un film de nișă este o struță, o cămilă între ficțiune și realitate, documentar. Și nu știu ce o să se întâmple cu mine peste o perioadă, dar sunt în punctul ăsta din viața mea, sunt într-o călătorie pe care voi continua să merg. Filmul următor e foarte diferit de Touch Me Not, dar e în același timp o sondare tot a vieții intime a unor oameni. Acum 7 ani ai început proiectul și ai început să mergi în țări europene, să participi la ateliere, să-ți faci casting. Da, a avut o istorie frumoasă. O istorie lungă, complicată, epuizantă. Și fericită. Fericită până la urmă. De multe ori e un proces foarte dificil, îți trebuie răbdare. Au fost și suișuri și coborâșuri. Filmul e o coproducție între ce cinematografii? România, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania. Și Eurimaș, Uniunea Europeană. Și în afară de tine, ca actriță în film, nu e niciun actor din România. Ba da, mai e și directorul de imagine român care apare în film. Da. George Kiper. Un om extraordinar de talentat, cu care ai fost colegă de facultate. Da, da. Și am făcut Balastiera împreună. Balastiera a fost exercițiu de imagine al lui George. Și Paul Dunca, coregraful filmului, care a și jucat în film în cele două scene secvențe de club, este iarăși român. Deci nu realizezi nici acum că e un film german. A fost foarte important să nu fie geografic plasat într-un anumit spațiu. Filmul tău e filmul unei alte lumi. Dincolo de faptul că se vorbește în engleză, că muzica e nemțească. Acolo sunt și piese care sunt relevante și pentru mine, doar pentru personaje. E o formație, un grup muzical încă din anii 80, da? În zona de post-punk, se numește Einstürzen de noi. Și am avut și șansa să-l avem pe Blixa Bargeld în cinema în perioada de postproducție, în montajul filmului, pentru că am vrut să-i arătăm omului cum ne-am dorit să folosim muzica lui și a iubit filmul foarte tare și ne-a susținut până la sfârșit, inclusiv ultima piesă, Dansul Eliberator al Laurei, este tot el. Și Melancolia? E tot el. Tot el? Tot Blixa Bargeld și Einstürzen de Neubauten. Unde ai filmat? În Berlin? În Leipzig, București, în Sofia. Peretele de sticlă, marginea de sticlă. În Leipzig. Deci e obsedantă geometria cadrului. Decorul e un personaj în sine. Sigur. Faci niște filme în care intri în intimitatea unor oameni. Oameni care își doresc să facă, să intre în procesul ăsta cu mine. Niciodată n-ai rugat pe cineva care nu-și dorește să apară și să dea ceva? Nu. Deci totdeauna ai luat oameni care vor. Au fost oameni care au vrut, au avut ceva de spus și au dorit să împărtășească experiența lor. Și tu spui undeva într-un interviu că până la urmă educația, familia te urmăresc sau ne urmăresc pe noi oamenii până în cele mai intime ascunzișuri ale ființei. Da, și cred că e foarte dificil să scapi de închisorile astea interioare pe care le construiești de-a lungul timpului. Personajul pe care tu îl invoci în film, mama, cine e? Mama e medic. Ce specialitate? Medic de interne cu competență în cardiologie. În ce oraș? În orașul Urziceni. Cum arată Urziceni? E un orășel satelit al Bucureștiului, la 60 de kilometri, îl parcurge în 5 minute cu mașina în drum spre mare, un orășel fără cinema. Nici pe vremea lui Ceaușescu, dar asta e că tu aveai 9 ani la Revoluție. Eu aveam 9 ani la Revoluție. Până la 9 ani n-ai fost la cinema, nu zice? Am fost la cinema, la filme, erau foarte multe filme de propagandă. Ciulinii Bărăganului era unul dintre filmele unde știu că am fost cu clasa. După care, imediat după Revoluție, cinemaul a devenit club, a devenit discotecă. După care, o clădire părăsită. Acum cresc copaci în mijlocul cinemaului. Cum se chema cinematograful? Cred că Pacea. Cinema Pacea. Și mama. Te-a crescut sever? Te-a crescut cum? Nu, m-a crescut cu foarte multă afecțiune, dar aducând propria ei istorie din familie și anxietățile ei și sunt lucruri pe care le-am moștenit pe linie maternă, cu care am lucrat, cu care încerc să lucrez și acum încerc să mă eliberez de foarte multe lucruri, ca fiecare dintre deci noi. Deci te-ai născut la Urziceni, nu? Ca fiecare nu, dintre București. Noi nu există. La București. M-am născut la București, dar la Polizu. Ai crescut la Urziceni până la 18 ani. Am crescut 6 ani, în primii 6 ani de viață în București. M-a crescut mama mai puțin, m-a crescut mătușa tatei, tanti Maria. Care nu avea copii, nu era măritată. Nu avea copii, era sora bunicului. Din partea tatălui. Ce meserie avea? Era deja pensionar atunci și a lucrat la salubritate, la primăria București. Și te-a iubit ca pe fetița ei, nu? Eu așa am simțit. Am simțit foarte multă afecțiune și ea a însemnat foarte mult pentru mine, pentru că și prin biblioteca uriașă pe care o avea. Dar până la 6 ani te-a ținut la ea? Până la 6 ani mama era la specializare la București.
la spitală, la Colentina. Deci te vedea zilnic. Ne vedeam, nu ne vedeam zilnic, ne vedeam în weekenduri. Tata ce meserie face? Inginer, electrician, cred, sau electronist. L-am perceput pe tata câteodată ca pe un opresor, dar, cum să zic, am avut șansa unor părinți foarte deschiși la minte. Bunicii unde locuiau? Ai avut bunici? Am avut bunici, au locuit o bună parte din copilăria mea într-un sat numit Ograda. Unde? Din județul Ialomița, undeva pe aproape. Da? După care s-au după mutat tată? La Slobozia, din partea mamei. Din partea tatălui au trăit în Dorohoi, nordul Moldovei. Unde mergeai, în vacanțe? Nu foarte des. Petreceam foarte mult timp citind. Și la aveam țară câțiva nu puteai citi? La bunici? Nu, aveam la mine acolo biblioteca mea, acasă. Da? Am fost așa... un copil de oraș. Și ai o soră? O soră cu 10 ani mai tânără, care a intrat tot la un ATC. La ce secție? La multimedia, la montaj. Poți să o iei în echipă, poți să o cooptezi, nu? A lucrat ca asistent de montaj la un moment dat în research. Da, dar ăsta a fost un film pe care numai eu am putut să-l montez, fiind atât de, atât personal. De personal și de lipsit de un scenariu sau de o structură. A fost un fel de work in progress. Permanent, da. Nu? Un proces de descoperire permanent. Ce e interesant în toată povestea asta este că tu, autoarea unor filme atât de ciudate, de fapt ai avut cea mai banală biografie. Mi-a plăcut foarte mult la școală mie, întotdeauna. Și am scris poezie, am fost în cenaclu local. Ai aveam poezie tot felul de tine? Nu mai știu. Când ai văzut primul om diferit? Prima mea prietenă în clasele 1-4 era de culoare. Deci avea o culoare diferită de noi toți. Era prima din clasă, avea notele cele mai mari. Nu, tu erai prima din clasă. Eu eram a doua, cred că, în clasele 1-4. Ți-a fost vreodată rușine de mama? De mama, doamne, da. Niciodată. De ce? Că ai făcut ceva ieșit din norme. Nu, sunt curioasă, acum n-a văzut încă filmul, îl va vedea curând. I-am explicat că e un film despre intimitate și despre cum relaționează oamenii și e foarte curioasă să-l vadă, vom vedea cum reacționează. Ești pregătită la nu pentru te supăra, orice. Sunt pregătită pentru orice, pentru excomunicare din familie. Ei, sunt pregătită. Nu așa ceva niciodată, cine poți știe să faci orice. Și mama și la nu te supăra, dar cred că a reacționat, dacă mi-amintesc eu bine, a zis, mamă, dacă ție îți place și consider că e important, e foarte bine. Dacă frumos. E important pentru tine. Am avut niște părinți care m-au susținut întotdeauna, chiar bine, cu toate nebuniile. Și în condițiile astea, de ce ai dat la ASE? Pentru că și eu am căzut în capcana asta, din care am încercat cu toate capcana forțele să mă eliberez. E modelul din familie. Ăsta este modelul de realizare în viață. Să ai un venit, să ai un copil, să ai o casă. E un anumit traseu clișeu. Un clișeu din ăsta de împlinire. Aveam o verișoară mai mare pe care o iubesc foarte tare și astăzi și care a luat-o pe calea asta. Carieră, a intrat la ASE, familie, și probabil copii, că o admiram. Are copii? Are copii. O fetiță extraordinară și sigur că părinții mei probabil își doreau zona asta de siguranță. Cred că e mai degrabă vorba de siguranța pe care ți-o oferă o slujbă normală, un salariu constant, ceva pe care să te bazezi. Și de asta ai făcut ASE-ul. Am făcut 3 ani, în ultimul an l-am abandonat, pentru că, din fericire, am descoperit Cinemateca. Și eu îmi notasem aici, după ce ți-am revăzut toate scurtmetrajele, un scaun gol, un ceas care sună, un perete alb. Tu știi ce înseamnă, totuși, angoasă. Sigur. Și, repet, alienare. Nu degeaba știu că ți-a plăcut Deșertul Roșu. Foarte mult. Primul film care m-a marcat. Dar spune-mi, în Urziceni, unde ai crescut, ți se părea frumos sau urât? Percepeai toată alienarea asta din scurtmetrajele tale, mediul, cadrul, era locuiei la bloc, nu? Cu priveliștea pe fereastră alte blocuri, n-am avut o... Cred că și de acolo se simte, din spațiu în care am crescut, betonul, și așa se simte și în filme alienarea. Bunicii mai trăiesc? Doar bunica din partea mamei. Câți ani are? 85. Să trăiască. Și ce face în Slobozia? Acum fetele, cele 3 fiice, care are 3 fiice, mama mai are 2 surori, stau cu ea pe rând. Deci acum călătorește. Face un fel de pelerinaj din ăsta în familie. Bunica a fost învățătoare. Doamne, sincer, bunicii nu te gândești vreodată cu o ușoară emoție ce o să zică bunica când o să-ți vadă filmul? Deschizi o ușă spre niște zone de care bunica săraca nici nu știa că există. Trebuie să accepte să se uită la mine. Asta sunt. Eu sunt nepoata ei. Același lucru și cu mama. Vor trebui să mă vadă așa cum sunt.
în etapa asta din viața mea. Părinții acum cred, odată ce a apărut Ursul de Aur, pot să fie liniștiți. Ești o performeră, ești un om care a reușit. Financiar nu cred, dar din punct de vedere profesional, nu vreau decât să trăiesc decent ca să pot să lucrez în zona asta care mă pasionează. Majoritatea timpului și energiei și afecțiunii merge în cinema, dar mai am un proiect de suflet, Festivalul Internațional de Film Experimental București, PIEF. Și reușești să te întreții. Și există întotdeauna riscul să nu pot, da, pentru un interval. Și asta e pentru părinții, da, mei neliniștitor, pentru că nu am o certitudine. Dar am constatat așa, apropo de îngerul, nu exterminator, ci îngerul protector, am constatat că dacă merg pe drumul ăsta pe care simt că trebuie să merg, apar soluții și la nivelul ăsta. Cred că e vorba de energie, cumva. Dacă mergi într-o direcție care e justă și se întâmplă ceva ce trebuie să faci și are atunci un scop, tot universul, cred că lucrurile te ajută. Da, universul, energiile vin în ajutor. Un citat din tine. În lumea asta de astăzi, în care ne e din ce în ce mai frică de celălalt, filmul își propune o împrietenire cu celălalt, cu diferența, cu un celălalt care pare de pe altă planetă. Asta este ce își propune filmul, tocmai să arate că sunt oameni care au o frumusețe extraordinară, chiar dacă nu corespund normelor. Chiar dacă o frumusețe într-un fel a urâtului. Cuvântul urât nu cred că e compatibil cu niciunul din personajele din film. Nu? Uite, ți-am pregătit o fotografie din istoria urâtului a lui Umberto Eco. E frumos? S-ar putea să fie un câine fericit. Nu știm, de fapt, ce emoție are, zâmbetul și e gura deschisă. E câștigătorul concursului pentru cel mai urât câine din lume, am încheiat citatul. Dar pare destul de ție și fericit, asta ți se pare frumos? Poți să interpretezi oricum o imagine statică. Fotografiile statice sunt o carcasă. Sunt o suprafață. Cred că trebuie trecut dincolo de ce arată suprafața respectivă. Un citat din Eco. Arta contemporană practică urâtul și îl pune în valoare, însă nu în același fel provocator în care o făceau avangardele de la începutul secolului 20. În anumite evenimente, nu numai că se arată urățenia unei mutilări sau a unui handicap, ci însuși artistul își supune trupul unei violențe sângeroase. Opoziția urât-frumos e anulată, am impresia, în momentul ăsta. Și filmul încearcă asta, cumva, să destabilizeze opiniile pre- începute despre frumusețe și despre intimitate. Un răspuns pe care îl dai și care e frumos este că poți fi fericit în orice carcasă, că bucuria de a trăi nu are legătură cu normele, nici la propriu, nici la figurat. Corect. Aparatul de filmat intră într-un salon și descoperim niște oameni cu boli al căror nume nu-l știu, dar care îi fac niște creiere fără corp sau niște corpuri fără creiere cu niște priviri care ies din normă. Yes. Și totuși niște oameni cu dizabilități, chiar dacă tu spui și refuzi cuvântul dizabilități sau handicap, nu, și spui că sunt diferiți și sunt frumoși. Au corpuri diferite de normă, aș spune, și cred că au o umanitate și o poezie extraordinară. Când a fost scena de sex dintre Cristian, personajul tău micuț, și iubita lui planturoasă, Rubensiană, exact. A fost acolo un moment coreografic sau o scenă reală? Autentic. E o scenă de sex reală. E o parte din intimitatea lor pe care ei au ales să o împărtășească cu noi. Ei sunt amândoi foarte curioși în zona asta de sexualitate, și el și ea, și împreună frecventează tipul ăsta de cluburi sau de evenimente sau de... Deci caută în zona asta, așa cum și spune în film, și atunci noi am recreat o situație din viața lor într-un club real, cu personaje reale din clubul respectiv. Și s-au lăsat filmați? Da, au vrut, au dorit, înțeles. Ăștia toți sunt exhibiționiști, toți vor înțeles, să fie. Nu știu dacă e vorba de exhibiționist. Au înțeles, da, care este motivația pentru care facem filmul, care este inima filmului, și ne-au însoțit în călătorie. Și aici granița între realitate și ficțiune este din nou fluidă. Iar ce se întâmplă în situația respectivă este autentic și este documentat de cameră. Nu este o mizanscenă clasică de ficțiune în care tu dai indicații regizorale, sub nicio formă. Filmul în general n-a lucrat așa. În film am lucrat, a fost o colaborare între noi toți. Și tu, în mintea ta de regizoare, scenaristă și montăză,
a filmului? Le vezi secvențele realiste sau le vezi doar în visul personajului? Le văd la dublu nivel. Funcționează și la nivel strict realist, pentru că există și nivelul narrativ al personajului care e în căutarea fostei iubite, dar în același timp funcționează și la un nivel meta. Și cred că filmul în întregime funcționează simultan și la nivelul literal propriu, dar și la un nivel de transfigurare. De exemplu, Hana a trăit toată viața o identitate de bărbat, simțind tot timpul că își dorește să fie femeie, și la 50 de ani și-a asumat identitatea asta și a zis așa, că mai am foarte puțin timp de trăit și dacă nu trăiesc acum viața pe care mi-o doresc, o să fie prea târziu. Și după ce a plecat fiica ei la facultate... Fiica lui. Fiica ei, eu respect cum își dorește. Oricum, foarte... Oricum, el e tatăl fetei. Până una alta. Ea este tatăl fetei, aș spune. Ea e tatăl fetei, Adina. Exact, își dorește foarte mult. Își planetă. Dorește să respect genul pe care și l-a ales. Of, Doamne, mare ție grădina. Ce spunea Nea Pintea, modelul din primul tău film? În artă și în medicină nu există pudoare. Într-adevăr, Doamne. Cum spuneam, tot ce e uman nu ne e străin. Știi să-l spui în latină? Nu știu. N-ai făcut latină la școală? Am făcut foarte puțin. Ai făcut secția real sau uman? Real. Subiectele de tipul ăsta au succes și sunt foarte mult exploatate în lumi care și-au epuizat sau clarificat temele mari. Că nu mai au grijă zilei de mâine, în sensul ăsta. Iată. La noi, din păcate, și trebuie să spun că și noi, cei din film, încă mai avem, adică ne confruntăm și cu problema grijii zilei de mâine. N-am scăpat de asta. Toți cei care am lucrat în film avem meserii creative care sunt foarte nesigure din punct de vedere supraviețuire, dar asta nu ne împiedică să mergem pe zona asta de cercetare. Apropo de biografia mea, am avut o bază de la care am pornit, care poate mi-a permis să investighez zone care nu țin de supraviețuire. Știi, motto-ul tău la film, un posibil motto, printre altele, ar fi: nu e ușor să fii diferit. Cum spune și Thomas în film, el a trăit toată viața fără păr. Spune, dacă acum aș avea păr, nu-mi trebuie acum păr, am trăit toată viața așa, părul e încă o mască. Așa, fără păr, sunt eu autentic. Și am învățat să accept și să mă iubesc așa cum sunt. Dar la 13 ani, când a rămas fără atunci păr, a fost foarte dificil. Tu l-ai făcut cunoștință în film personajului principal, Laura, și lui Thomas, sau se cunoșteau dinainte? Da, eu am adus oamenii împreună. Nu se cunoșteau, nu? Nu. Ai creat un spațiu de întâlnire, ca într-o pictură. Și de dialog. Asta spunea Thomas la un moment dat, că filmul ăsta a fost pentru el... Zice, domne, filmul ăsta nu-i... E foarte straniu. Nu e ficțiune, documentar nu e, e un animal ciudat. Thomas în care... a spus ca mine. Thomas a spus exact și asta. Alții. Și zice, eu sunt eu, sunt eu cel care sunt în film, da. Dar în același timp sunt mai multe posibilități ale mele, pentru că am putut să explorez zone pe care altfel nu le-aș explora în alte situații. Ce crezi? Nu e mult mai grea nuditatea emoțională decât nuditatea pur și simplu? E foarte dificil și fiind în fața camerei, da. Am simțit atunci când Laura m-a provocat să trec în fața, personajul principal m-a provocat să trec în fața ei într-o situație emoțională dificilă, am simțit atunci. Dar nu era prevăzut în scenariu? Asta. Toți am lucrat cu istoria personală, dar am lucrat cu oameni care și-au dorit să comunice cu publicul. Tocmai în scopul ăsta de a schimba percepțiile, de a destabiliza prejudecățile. Pentru Cristian a fost foarte important să facă filmul și să povestească lumea. Hai să nu exagerăm. Planeta asta să explodeze. Corea de Nord, Corea de Sud... America, nici noi nu ne simțim prea bine. E foarte important să te uiți la nivel micro, la cum relaționează omul, cum relaționează oamenii unii cu ceilalți, și de acolo pornește dezechilibru, de acolo pornește oroarea, de la nivelul ăsta, de aia ajungem la calamități și la... Pentru că oamenii interacționează, nu respectă umanitatea, ba da, uităm. Respecti, dar să respecti e una, să-ți fie milă e alta și să începi să admiri e alta. A fi diferit, mie mi se pare o realitate. Și nu un merit. Încă e foarte mult de lucru la capitolul ăsta, să accepți totuși diferența de normă, să cultivăm așa respectul ăsta față de celălalt, indiferent cum e el, chiar dacă e foarte diferit de tine. Citesc din Whitman, fiecare din noi nesfârșit, fiecare din noi la fel de divin ca oricare altul. Exact. Dar asta e poezie. Văd demersul nostru sau încercarea noastră, e și un fel de
invitație la empatie. La Maiaș își spunea unui altuia, în loc de bună ce faci, tu ești un alt eu. Așa se salutau oamenii. Tu ești un alt eu. Deci să-mi privesc aproapele ca și ca când pe ar mine fi însumi, un exact. Alt eu. Doar că asta nu e ușor. Nu e ușor deloc. Câteva citate care o să-ți dea speranța că filmul tău poate peste 1000 de ani să poată fi văzut ca un film despre frumusețe. Este un film despre frumusețe. Uite, tot din Eco, o colecție incredibilă. Pentru ei erau urâți. Compozițiile lui Bach sunt complet lipsite de frumusețe, armonie și mai ales de limpezime. Critici celebri ai vremii. Vacarm în Beethoven. Rigoletto are lipsuri pe plan melodic. Această operă n-are nicio șansă de a intra în repertoriu. Putem adăuga și, e citatul nostru favorit despre Taj Mahal, o calamitate comparabilă cu Brexitul și Trump. Asta e din cronicarul de la The Guardian. Mi-am dat seama că reacția e mai degrabă emoțională și are o problemă cu agenda politică a festivalului de la Berlin și mai puțin cu filmul. Ce am reținut din cronica Britanicului? Că spune că ești complet lipsită de umor. Poți să-mi spui un banc, știi vreun banc? Da, oare trebuie să am umor? Nici Antonioni nu avea era umor. Un banc care mi-a plăcut foarte mult. Cu bulă, cu celebru bulă. Cineva bate la ușă și bulă întreabă cine este? Și se răspunde eu. Cine eu? În fine, e un banc stupid, da. Nu, e genial. Apropo și de se eu potrivește... și de idei, se potrivește și cu filmul. Nu, și cu vorba maiașă. Tu ești un alt eu? Da, clar. E... Dacă ar fi să-ți pun o întrebare pe care tu ai pus-o propriilor personaje, ce parte a corpului tău îți place cel mai mult? Cred că așa aș spune ca și Cristian. Ochii. Cu ochii lucrez foarte mult și transmit, comunic foarte mult. Ai o privire brici, ai o privire pătrunzătoare. Sper că o să-ți prindă camera privirea. Nu, chiar ai. Sărim acum de la una la alta, dar am văzut că și tu în filmul tău faci tăieturi de montaj. Asta e și tehnica, stilul. Tăietură de montaj vizibilă, brutală. Mm-hmm. Da, da. Pe lângă Radu Gabrea, regizorul care te-a familiarizat cu cultura germană, nu? Am văzut filme din nou cinema german destul de multe grație lui Radu plus Gabrea. Experiența despre care vă povestea. Deci a fost o șansă. Pe lângă Radu Gabrea, dacă ar fi să amintești oameni care ți-au marcat cariera? Tot așa, dintre profesori a fost Viorica Bucur a însemnat foarte mult pentru mine. Am învățat foarte mult cinema de la ea, la cursurile de istoria cinemaului. Ce fericită ar fi să te cred vadă că i-ar fi plăcut cursul. Foarte mult filmul și ar fi fost foarte fericită pentru asta. Da. Se întâmplă atâtea lucruri triste, dar trebuie să mergem mai departe. Cum spune Laura în film, Freedom Fighters, luptători din pentru film, libertate. Luptători pentru libertate, interior. Interior, te-ai simțit vreodată prăbușită în viața ta? De foarte multe ori. Cred că mă ține la suprafață energia asta, curiozitatea, nevoia asta de a crea și de a exprima, de a transmite ceva. Cred că e un motor important care mă ajută să merg mai departe. Dacă am face un film despre Adina Pintilie până la urs, ce ai alege, să zicem, ca muzică românească pe banda sonoră? E o piesă a lui Bogardo pe care am iubit-o foarte tare, Te știu. Te cum știu e? De o viață. Nu spune foarte mult. Te știu. Te știu de o viață. Atât? Are o melancolie, apropo, piesa respectivă și e vorba de niște oameni care au așa o conexiune dincolo de... care nu s-au cunoscut înainte, dar simt că ceva îi leagă. Aha. Și cumva e tipul ăsta de conexiune pe care l-am simțit și cu cei cu care lucrez în film. Da? Gustav, steaua ta norocoasă. O să ai 85 de ani cu mare bunica ta acum. Mm. Ce ai vrea asta să gândești privind ursul? Asta mă înspăimântă, apropo de înaintarea în vârstă, uitarea. Așa de tare mi-aș dori să nu uit. Ce aș spune? Că aș spune că wow, prin ce călătorie am mers împreună, ce călătorie am făcut împreună. Eu îți urez să ai un traseu lung și prosper și productiv. Productiv, creativ. Pentru că 7 ani pentru un film e mult. E mult prea mult. Mi-aș trebuie dori următorul să fie așa la 3 ani, la 2 ani, mult mai repede. Sper să se întâmple, sper să ajute acest animal magic